Alarmele au răsunat astăzi la Parlamentul Republicii Moldova. Din fericire, n-a fost o alertă adevărată, ci un exercițiu tactic organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în comun cu Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Chiar și așa, toți cei ce se aflau în interiorul clădirii au fost evacuați de urgență. Alarmele din interiorul legislativului au început a suna în jurul orei 15:30. Imediat la fața locului s-au deplasat serviciile specializate, iar toți oamenii din cadrul instituției au fost evacuați. Potrivit autorităților, astfel de aplicații au scopul de a se vedea cât de repede se pot evacua persoanele din clădire și în cât timp ajung la fața locului echipele de intervenție. Trebuie să înțelegem faptul că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență permanent lucrează la starea de pregătire și la obiectivele unde este aglomerație de persoane, unde se intervine după numărul sporit de intervenție, se lucrează permanent pentru îmbunătățirea competențelor, a aplicațiilor respective, în așa fel ca oamenii să se afle în siguranță și securitate. Printre cei evacuați am întâlnit și deputați care au salutat desfășurarea unor astfel de aplicații. E foarte important să avem astfel de exerciții ca instituțiile, salvatorii, pompieri să poată să răspundă prompt în situații reale. Noi nu am fost informați, cred că nici nu era cazul, așa și era cumva intenția exercițiului să dea un... o senzație de surpriză, de urgență. În perioada pe care noi trăim astăzi și tot ceea ce se întâmplă în societate, eu cred că este necesar să fim toată lumea pregătită pentru astfel de situații. La sfârșitul lunii octombrie, un astfel de exercițiu tactic organizat de IGSU și SPPS a avut loc și la guvern. Atunci, salvatorii au simulat un incendiu pentru a testa nivelul de pregătire a serviciilor responsabile, dar și capacitatea oamenilor de a reacționa într-o situație excepțională.